Domnului. Aș vrea înainte de a intra în cuvântul Domnului să vă cer să faceți un lucru. I-am cerut permisiunea fratelui Beni. Vedeți, noi ne salutăm, pace, bună ziua, bună seara, hai, bai, fiecare cu limba lui. Africanii au un salut cu care, ăsta e salutul cu care ei, pe care îl folosesc, indiferent de oră. Când te întâlnește africanul, se uită în ochii tăi și dă mâna cu tine și spune, Dumnezeu să-ți dea o promovare. Nu prea vă bucura să avansează, frață. O să vă rog în seara aceasta să vă ridicați în picioare și să dați mâna cu persoana din stânga și din dreapta, din față și din spate și să-i spuneți Dumnezeu să-ți dea o promovare. Dragii mei, promovați, ocupați locurile, vă rog. Pentru că mi-a spus întrebări legate de activitate și de unde vin înainte de a intra în mesaj, aș vrea să vă spun câteva lucruri ca să nu vă las în ceață la plecarea mea de la Perth. Vă mulțumesc pentru primire. Am înțeles că unii din dumneavoastră m-ați căutat pe internet cu numele de Marinel Ceuță. Trebuie să vă spun că Marinel Ceuță nu există. Și atunci când oamenii mă bârfesc, îmi pare bine că nu există Marinel Ceuță și îi las să bârfească. M-am născut acum 60 de ani în județul Hunedoara, lângă Hațeg. Părinții au primit pe Domnul după ce mama a fost vindecată. În 65 ne-am mutat la Petroșani. În 1980, biserica din Petroșani m-a trimis la școala biblică, la seminarul teologic penticostal și în vremea aceea comuniștii ne-au acceptat doar 5 seminariști și pentru 4 ani de zile am stat în școala biblică 5 seminariști. Aveam mai mulți profesori și spuneam că noi suntem armata cu 5 soldați și 10 generali, că erau mai mulți profesori decât noi. În 1982, Dumnezeu m-a binecuvântat și m-am căsătorit cu Emilia. În 84 am terminat seminarul și frații din conducerea cultului au hotărât să mă trimită la Galați și la Brăila și am stat până în 92 la Galați și Brăila. În 90, după Revoluție, împreună cu cumnatul meu, Nelu Bochean, am deschis prima biserică, Centru Creștin Emanuel, și acum cumnatul o păstorește. În 93, am deschis biserica Haru și puteți să vă uitați, dacă veți căuta la fratele Google și puneți biserica Haru, fratele Google vă arată toate detaliile. Dacă vreți să vă uitați la sora Facebook, vă uitați la Ioan Ceuță și vedeți și pagina de familie și pagina publică. Așa că ori pe fratele, ori pe sora, căutați-i pe care vreți dumneavoastră, că o să aflați. După Revoluție, Dumnezeu mi-a pus pe inimă lucrarea de la București și am pornit mai multe proiecte. Și ca să înțelegeți binecuvântarea Domnului și n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu, pe lângă biserică, pe lângă școala biblică care funcționează, Dumnezeu ne-a ajutat să pornim o cantină socială de câțiva ani de zile și în fiecare zi, din săracii Bucureștiului, vin 250 de persoane zilnic ca să mănânce. De asemenea, avem un proiect cu copiii săraci, unde sunt între 70 și 100 de copii, numărul variază.
Pentru că iubesc educația, Dumnezeu ne-a pus pe inimă ca să pornim o școală de la grădiniță până la liceu. Și vreau să vă chem la rugăciune să vă rugați pentru București, pentru că dacă Timișoara, Aradu, Oradea, Suceava, sunt foarte mulți pocăiți și sunt multe proiecte, Bucureștiul este pustiu. Și eu cred că trezirea va începe de la București, pentru că 10% din populația țării locuiește în București. Acolo e președintele, acolo e parlamentul, primul ministru, ambasadele, toate sunt acolo. Și cred că Dumnezeu are plan să lucreze. Ne bucurăm și spuneam că n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Vă rog să vă gândiți, fără micul dejun care îl servim la copii, fără gustările care le dăm la 10 și la ora 4, în fiecare zi, de luni până vineri, la prânz mănâncă 1000 de persoane. Și să știți că nu e un lucru ușor ca la 1000 de persoane să le dai în continuu mâncare și felul întâi, și felul doi, și când Dumnezeu binecuvântează să putem să le dăm și desert. De aceea sunt bucuros în seara aceasta de lucrările pe care le face Dumnezeu și ne-am dăruit Domnului. Rugați-vă pentru noi, pentru că lucrarea Domnului în România se extinde. În seara aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc dintr-un text românesc. Și spun românesc, nouă românilor ne plac proverbele. Și am învățat proverbe și le transmite mai departe copiilor noștri. Și pentru că este... să vorbesc din Proverbe 29. Pentru cei care aveți Biblii, vă rog să deschideți la Proverbe 29. Mi-am intitulat predica Categorii de persoane pe care le întâlnim. Dacă noi am fi sinceri unii cu alții, am recunoaște că deși suntem pocăiți, avem persoane cu care ne place să vorbim și avem persoane care ne bucurăm că nu le întâlnim. Cu unii poți povesti ore în șir și nu se mai termină subiectul. Cu alții tot spui în continuu amin și Dumnezeu să te binecuvânteze. Și persoana tot nu închide, tot mai vrea, tot mai vrea. Aș vrea în seara aceasta să învățăm câteva persoane, tipuri de persoane pe care Solomon le descrie și pe care le întâlnim și le aveți și aici, la Persă. Nu credeți că scăpați. Prima categorie de persoane sunt persoanele care nu primesc sfaturi. Spun încă o dată, persoanele care nu primesc sfaturi. Sunt persoane care vin și spun, frate Marinel, aș vrea să vă întreb ceva și să mă sfătuiți. Și eu întreb persoana, vrei să te sfătuiesc sau doar să-ți dau aprobare la ce ai tu în cap? Pentru că oamenii vin să ne întrebe pe noi, dar în realitate ei n-au nevoie de sfatul nostru. Și vă mai spun ceva. Nu vă risipiți înțelepciunea ca să sfătuiți pe cine nu primește sfatul. Am să citesc cuvântul Domnului din versetul 1, Proverbe 29:1. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Omul care e așa de înțelept, așa de iscusit, că el nu vrea să învețe de la nimeni. Vă rog să vă gândiți la experiențele pe care le aveți. Te-ai dus să-i spui unui copil, dragul tati, uite, ar fi bine să faci. Tată, ești depășit. Dragul meu, uite să spun eu, ești învechit.
nu știi. Mai ales dacă copilul face și un pic de școală și tata nu are multă școală, să uite peste umăr că nu poate să-l sfătuiască. Și refuză sfaturile. Solomon spune, persoana care se împotrivește va fi zdrobit deodată și fără leac. Vă spun în seara aceasta, indiferent de vârstă, indiferent de studii, indiferent de experiența pe care o avem, noi trebuie să primim sfaturi. În momentul când mă socotești deștept, în momentul când sunt arogant și nimeni nu mă mai învață, sunt pe drumul pierzării. Și cea mai neînsemnată persoană poate să ne spună un cuvânt înțelept și noi să învățăm. Problema este nu la persoana care dă sfatul, ci la mine, dacă am urechea deschisă să primesc sfatul care mi se dă. Și mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să lucreze la inima noastră și să ne deschidem și să primim sfaturi de la persoanele înțelepte. Dumnezeu ne-a binecuvântat și vreau să vă spun ca unul care am scris istoria penticostală, le-am spus celor care au făcut teologia și care disprețuiau bătrânii noștri. Și le-am spus, mai, voi ați terminat colegiul, ați terminat facultatea, ați luat și masterul, unii din ei au luat și doctoratul. Și le-am spus, ascultă ce vă spun eu și ce spune cuvântul Domnului. Indiferent de studiile pe care noi le-am făcut, bătrânii noștri ne-au învățat lucruri bune în pocăință și ne-au dat sfaturi bune și noi urmăm sfaturile lor. Rămân și astăzi uimit, gândindu-mă la anii copilăriei, la anii tinereții, la bătrânii care îi folosea Dumnezeu în predicare și în sfătuire și mă întreb, Doamne, era înțelepciunea Ta care cobora peste ei? Te întreb în seara aceasta, în 29 ianuarie, ești deschis, sunt eu deschis ca să primesc sfaturi, să mă dezvolt, să mă maturizez? Ați putea să spuneți dacă sunteți deschiși să primiți sfaturi? A doua categorie de persoane pe care Solomon o prezintă și pe care noi o întâlnim, sunt persoanele care nu sunt sincere. Și citesc cuvântul Domnului din versetul 5. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În jurul nostru sunt persoane care vor să obțină favoruri de la noi și știu cum să ne ia la sentiment. Și te laudă și spune, frate, cum predici, cum cânți, frate, cât ești de înțelept, frate. Și le pun o întrebare la scumpii mei fățarnici. Ce urmărești? Nu vrei să vorbești direct cu mine? Frate, știți, asta a fost numai la introducere. Mă, lasă-mă cu refrenul ăsta că l-aud în continuu. Treci la prima strofă ca să pricep cântarea. Dacă ar fi să vă întreb în seara aceasta, ați avut parte de lingușitori? Eu cred că unii, deși cuvântul care îl folosesc aici, nu-i potrivit. Unii parcă au ungere să te lingușească, deși nu merge cuvântul de ungere pentru că au un soare pe ei. Așa știu să te lingușească și trebuie să vă mărturisesc, deși soția e aici de față, așa de mulți mă păcălesc câtă experiență am și nevastă mea nu mă pune ochelarii, să uită peste ochelari și îi citește, imediat le face scanul și le face remeneul și gata, îi citește. Și zice, vezi că te păcălește.
Nu, ăsta e serios, îl iubește pe Domnul, dacă ai ști ce planul are. Și după ce mă păcălește, mă lovesc când în spate, când în frunte. Și zic, Doamne, iar m-a păcălit. Avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Pentru că oamenii care sunt lângă noi nu sunt sinceri. Mă rog ca în biserica din Perth să dispară duhul de lingușală. Amin. Să fie un duh de sinceritate și atunci când ai ceva cu persoana să te duci să-i spui în față. Ziceți amin? Amin. Ai putea să dai mâna cu persoana care e lângă tine și să spui, te rog să nu mai lingușești, să fii sincer. A treia categorie de persoane pe care o întâlnim sunt persoanele care nu au stăpânire de sine. Și citesc cuvântul Domnului, versetul 11. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Am avut un frate la Galați și a venit într-o zi și a zis, frate Marinel, trebuie să mă mărturisesc. Zic, spune Nelule, ce s-a întâmplat? Azi noapte m-a oprit miliția, era pe timpul comuniștilor, și atât m-a ispitit milițianul că i-am dat una după cap de o căzut cascheta. Și zic, acum eu ce să-ți fac? Am venit să știți că dacă cumva se aude că eu, pocăitul, am dat în milițian, să știți. Fiecare din noi avem sistemul nostru nervos. Și vreau să vă spun că nu există persoană calmă, toți sunt nervoși. Diferența este că unii știu să se stăpânească și alții dau drumul la prostiile din cap. Cuvântul Domnului spune că cel care se stăpânește pe sine este mai tare decât cel care stăpânește cetăți. Nu v-ați uitat, ci să faceți o experiență când e o discuție mai aprinsă, să vă uitați la fața persoanei și veți vedea, dacă vă uitați aici la maxilar, că le joacă maxilarul în gură ca biela la locomotivă. Numai așa tremură, ar vrea să spună, dar nu vrea să spună că e pocăit. Dar el fierbe de nervi. Dragii mei, noi trebuie să învățăm să avem călăuzirea Duhului și să nu ne lăsăm conduși de impulsurile care vin. O să vă fac o mărturisire, indiferent de ce credeți despre mine. Am avut în biserică o fată, numai la noi în biserică, atât m-a nervat, că într-o seară la rugăciune, eram cu secretarul bisericii și tot mă lua pastore și făcea. Și îmi venea să-i dau două palme cu toată dragostea. Și am zis, Luca, hai să plecăm, că să știi că mă cercetează firea pământească. Foarte ușor scăpăm trupul nostru de sub control și nu ne controlăm. Și la urmă ne pare rău de cuvintele care le-am spus, ne pare rău de ceea ce noi am făcut, pentru că am făcut sub impuls. Vă întreb în seara aceasta, sunt momente de care vă pare rău? Vreau să vă spun că sunt. La tinerețe eram mai coleric. Nu știu de ce m-a trimis Domnul să stau cu fratele Bocheanu și veneam să-i spun problema repede și îl întrebam, spune ceva acum, frate Bocheanu, tate, spune ceva. Și el se uita la mine și zicea, Marinel, noaptea e un sfetnic bun,
vorbim mâine dimineață. El pleca în cameră, eu mă duceam nervos că n-am rezolvat problema să-mi dea răspunsul. Dimineața când mă sculam, aveam altă judecată. Altfel vedeam, pentru că îmi treceau nervii și starea de agitație. Dar firea pământească se răscolește în noi și ne împinge. Și citim cuvântul Domnului și îl mai citesc o dată, versetul 11. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Doamne, dă-ne înțelepciune să putem să ne stăpânim. Amin. Și mai spun încă o dată, Doamne, dă-ne înțelepciune să ne putem stăpâni. Există cineva în biserică care are nevoie de înțelepciune să se stăpânească? Domnul să vă binecuvânteze. Amin. A patra categorie sunt persoanele care nu rezolvă problemele la timp. Lasă-mă să te las. Avem timp. Mai facem și altă dată, că doar n-a făcut Dumnezeu lumea într-o zi, a făcut-o în 6 zile. Citesc cuvântul Domnului, este un cuvânt pentru părinți, versetul 15. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Să nu-l disciplinăm, micuțul de el. Lasă să facă prostii, pentru că o să crească mai mare și atunci o să înțeleagă. Din nou trebuie să vă fac o mărturisire. Fica cea mică seamănă pe mine, mai colțoasă așa. Și marea problemă care am avut-o cu ea era să-și ceară iertare. Și eu îi spuneam, Betty, două cuvinte trebuie să le înveți. Mulțumesc frumos și să îți cer iertare. Ea făcea botic și nu-și cerea iertare. Și m-a prins într-o zi cu capsa pusă. Betty, cereți iertare. Știți cum copiii fac ca câinii, numai mârâie, nici nu spun cuvântul întreg. Îi tot spun să ceară. Vezi că dau cu nuiaua. Îi dau o nuia, îi dau două, îi dau trei. Mili, soția mea, era acolo. Și nu vezi acum, las-o, vezi starea ei. Și zic, taci din gură că te ating și pe tine. Și ea se uita. Betty cere iertare. Nu. Și să zic din greșeală, intenționat, am atins cu nuiaua și soția peste mână. Și Betty și-a cerut iertare că a văzut că nu-i de glumă. Și nu mai avem probleme. Sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvi la timpul lor. Și Solomon spune foarte clar în cartea Eclesiastului, orice lucru de sub ceruri își are vremea lui și timpul lui. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune la toți să facem lucrurile la timp și să nu avem regrete că n-am făcut anumite lucruri. În al cincilea rând, a cincea categorie, persoane care nu vorbesc cu înțelepciune. Și am să citesc cuvântul Domnului, versetul 20. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Când am ajuns la Brăila, după ce am ținut prima predică, a venit un frate la mine. Și a zis, frate Marinel, vreau să vă învăț ceva toată viața, să nu uitați. Și zic, spuneți, frate. Vreau să știi că în viață nu o să întâlnești două lucruri. Și a zis, l-am întrebat, ce nu o să întâlnesc? Nu o să întâlnești cal verde și pocăit prost. Și eu m-am uitat și am zis, m-am tot gândit eu, mă, n-am văzut
cal verde. Cât am... Dar am început să încep să verific pocăiții. Și aici experiențele au fost de altă natură. Sunt persoane care atâta vorbesc și să vă spun ceva, nu știu cum e la dumneavoastră la comitet, dar există frați care fie că sunt biserică, fie că sunt în comitet, le place să vorbească. Îl întreb cât e ceasul și el îmi spune cum se face ceasul. Băi, omule, spune pe scurt. Nu, el trebuie să vorbească. Băi, un cuvânt înțelept poți să spui doar să se afle în treabă. Copiii lui Dumnezeu, și aici noi ne deosebim, cuvintele pe care noi le folosim trebuie să fie cu har și drese cu sare. Vocabularul nostru se deosebește de vocabularul celor din lume, pentru că avem nașterea din nou și ne-am predat viața în mâna Domnului. De aceea, când vorbește un pocăit și vorbește înțelept, trebuie să asculți, dar nu ascultați turuiala oamenilor care le place să vorbească, să arate cât de deștepți sunt ei. Mă rog, și pentru că fratele Lica a citit din cartea profetului Isaia, mă rog ca Dumnezeu să se atingă de limba noastră, de buzele noastre. Și buzele noastre să vestească înțelepciunea, iar oamenii care ne întâlnesc să se bucure că putem purta o conversație civilizată și că învață de la noi. A șasea categorie de persoane. Persoane care nu sunt stabile emoțional. Versetul 22. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Foarte greu înțeleg stabilitatea emoțională și să nu vă supărați. Persoanele care sunt instabile emoțional ori plâng prea mult, ori râd prea mult. Și vei vedea, acum începe dintr-o dată să râdă, după care în timpul discuției dintr-o dată începe să plângă. Și tu zici, ce-o fi cu persoana asta, mă? Nici nu știi când e pe munte, când e în vale. Nu vreau să întreb dacă la dumneavoastră aveți aici la PERD persoane care nu sunt stabile emoțional. Pentru noi, pocăiții, oamenii care au nașterea din nou, noi trebuie să avem stabilitate emoțională, indiferent de valurile care se abat peste noi. Câte vreme știu că eu sunt copilul lui Dumnezeu și că perii din cap sunt numărați și că El numără pașii de pribeag și El strânge lacrimile în burduful Lui, câte vreme pot să-i spun lui Dumnezeu, Tată, pot să am stabilitate emoțională. Mă uit în jur la frământări, mă uit în jur la necazuri, mă uit în jur la criză, mă uit în jur la ceea ce se întâmplă, dar am stabilitate emoțională pentru că știu cine este Tatăl meu. Tatăl meu este Dumnezeu. Iar Cel care și-a dat viața pentru mine, Fiul lui Dumnezeu, stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru mine. Nu sunt oricine pe pământul acesta. Și cuvântul spune... Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El. Și un înger al Domnului a omorât 185.000 pentru că El trimite protecția Lui. Ne clătinăm, suntem nervoși, intrăm în depresie, luăm pastile de depresie și uităm ceea ce spune David. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Și îmi place așa de mult cuvântul pe care îl spune David atunci când zidul este în fața lui și el spune, cu Dumnezeul meu sar peste zid. Ascultă-mă în seara aceasta, fie că ești aici în biserică, fie că mă asculți pe internet, Dumnezeu este Cel care are ultimul cuvânt.
și El nu ne părăsește niciodată, pentru că e Dumnezeu și îi pasă de tine și îi pasă de mine. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne dea o stabilitate emoțională și să ne rădăcinăm în cuvântul lui Dumnezeu. A șaptea categorie. Persoane care nu sfârșesc bine. Versetul 23. Mândria unui om îl coboară, dar cine este zmerit cu Duhul capătă cinste. S-ar putea ca afirmația care o fac în seara aceasta pentru unii s-o socotiți că nu-i potrivită. Ascultați-mă ce vă spun. Nici curvia nu te distruge cum te distruge mândria, pentru că la curvie ajungi datorită mândriei. Trebuie să învățăm, indiferent de realizări, indiferent de pozițiile pe care noi le ocupăm în viață, indiferent de conexii, persoanele înțelepte sunt modeste, sunt zmerite. Dacă ar fi să vă dau exemplu din țară, după Revoluție, care cum și-a deschis firmă, n-ai văzut din cei care au început să se mândrească, două lucruri le-ai observat. Să aibă o mașină cu mulți cai putere și să aibă o capră blondă în partea dreaptă. Să spună ce deștept e el, că e mare patron. Bine ar fi să învățăm să umblăm smerit cu Dumnezeul nostru. Și îmi plac cuvintele pe care Apostolul Pavel le spune. Dacă am făcut ceva, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu, recunoaște-L în toate căile tale, că El este Domnul. Aș vrea în seara aceasta, dacă cumva ești virusat de mândrie, Dumnezeu să te elibereze de virusul acesta și să vină peste tine smerenia biblică. A venit cineva la mine foarte zmerit și a zis, frate Marinel, nici nu-ți imaginezi ce mândru sunt eu de zmerenia mea. Da! Pot să fac pe zmeritul și să fiu mândru, dar Solomon spune, mândria unui om îl coboară, dar cine este zmerit cu Duhul capătă cinste. Doamne, învață-ne să stăm la piciorul crucii Tale. Învață-ne, Doamne, că depindem de Tine. Învață-ne, Doamne, să Te înălțăm pe Tine și să binecuvântăm numele Tău. Dacă mă laud, spunea el, spunea Apostolul, nu mă laud decât cu crucea lui Hristos, cu Hristos și cu El răstignit. Am motiv să mă laud. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și cuvântul de învățătură să modeleze caracterul nostru. El este marele olar și El poate să ne modeleze dacă ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Am vorbit în seara aceasta de șapte categorii pe care noi le întâlnim în viață. Categoria numărul 1. Persoane care nu primesc sfaturi. Categoria a doua, persoane care nu sunt sincere. Categoria a treia, persoane care n-au stăpânire de sine. A patra categorie, persoane care nu rezolvă problemele la timp. A cincea categorie, persoane care nu vorbesc cu înțelepciune. A șasea categorie, persoane care nu sunt stabile emoțional. A șaptea categorie, persoane care nu sfârșesc bine. Vă binecuvântez în numele Tatălui,
al Fiului și al Duhului Sfânt. Și vă doresc o săptămână binecuvântată. Amin.